Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu anul acesta? Cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Ieremia, capitolul 9, versetul 24. Dumnezeu spune: Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Versetele 23 și 24 din Ieremia 9. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu contează câți bani ai în cont, câte diplome ți atârnă pe perete sau ce funcție deții într-o firmă. Până nu ai o relație cu Dumnezeu, nu ai început să trăiești cu adevărat. Cunoașterea Lui presupune în parte să ajungi să cunoști adevărul despre tine însuți. După ce a fost martorul puterii făcătoare de minune a lui Hristos, Petru a recunoscut: Sunt un om păcătos. Luca 5:8. Când prorocul Isaia l-a văzut pe Domnul stând pe tron, el a strigat: Vai de mine! Isaia 6:5. Dar Dumnezeu nu-ți spune adevărul despre tine însuți și să te lase așa. Nu. Asemenea unui medic bun, el îți spune că ești bolnav ca să poți lua tratamentul adecvat. Tratamentul adecvat contra păcatului este mântuirea prin sângele Domnului Isus. Nu-L vei cunoaște niciodată pe Dumnezeu până nu intri în relație cu El prin Isus Hristos. Așadar, dacă nu L-ai primit niciodată ca mântuitor, începe acest an nou rugându-Te astfel: Doamne, mă căiesc de păcatul meu și renunț la el. Îmi așez viața în mâinile Tale și mă încred în Tine ca Domn și mântuitor al meu. Prin credință primesc darul vieții veșnice. Începând de astăzi, Te rog să mă conduci, să mă călăuzești și să împlinești voia Ta prin mine. Mă rog în numele lui Iisus Hristos. Amin. Un an nou binecuvântat tuturor celor care L-ați cunoscut pe Domnul.